Am primit comentariul ăsta și cum de ne întâlnim des prin metrou, dacă ai 1 milion de euro pe firmă, eu nu aș merge cu meteoul. Ideea e că cu toții ne permite mașini, dar cel mai scump e timpul petrecut în mașini. Având puțin mai mulți bani, înseamnă că și timpul meu a devenit mai valoros și acest motiv în plus să aleg metroul decât să pierd timp în traficul din București în cea mai scumpă mașină. Cât timp mă ajută să fiu mai eficient, metroul ăsta are toată dragostea mea.